dragilor, și bine v-am regăsit la un nou video Esența Den. Despre DUAC și mai ales despre peroxidul de benzoil am mai vorbit de câteva ori. Acele videouri în care am vorbit despre peroxidul de benzoil au avut cele mai multe întrebări din partea voastră. Multe. Și am încercat la fiecare în parte să îi răspund atât cât am putut într-un mesaj pe YouTube și cât am considerat la momentul respectiv că vă poate ajuta informația respectivă. Anul acesta am ajuns la concluzia că ar fi bine să reîmprospătez puțin informațiile și să vin cu un video în care vă ofer câteva răspunsuri clare la cele mai întrebate lucruri, la cele mai căutate informații, astfel încât să puteți să le aveți toate într-un singur loc. Nu toate, pentru că, bineînțeles, sunt foarte multe, dar măcar la câteva dintre ele, cele care, din punctul meu de vedere, au fost cel mai des repetate. Așa că vom trece direct în subiect și vreau doar să vă spun că dacă vă doriți să aflați toate aceste informații, vă rog, uitați-vă până la final la video, pentru că toate informațiile atât din acest video, cât și din celelalte videouri ale mele sunt importante și consider că v-ar ajuta. Și ca să pot să fac o introducere, vă spun din nou despre faptul că DUAC Gel este un tratament medicamentos care se eliberează din farmacie doar pe bază de prescripție medicală și care conține două substanțe active, și anume peroxid de benzoil și clindamicină. Peroxidul de benzoil este un agent antibacterian, iar clindamicina este un antibiotic. Nu voi intra în mai multe detalii în acest video, pentru că deja am făcut acest lucru în alte două videouri și vi le voi lăsa linkuite atât în colțul din dreapta, cât și în căsuța cu descrieri. Vă rog să le urmăriți înainte de a îmi pune din nou aceleași întrebări, pentru că am încercat să acopăr cât mai multe informații de care aveți voi nevoie. Astfel, astăzi voi aborda strict produsul DUAC și vă voi răspunde direct întrebărilor. Și pentru a ajunge la întrebările voastre, vă răspund la cea mai importantă întrebare dintre toate. Ce trebuie să faceți în momentul în care vi s-a prescris acest produs, DUAC Gel? În primul rând, ce trebuie să faceți este să vorbiți cu medicul vostru, medicul care v-a prescris de la bun început DUAC Gel. Puneți-i întrebări. Cum se folosește? În ce perioada zilei? Ce se întâmplă? Ce alte produse mai puteți folosi împreună cu el? Puneți-i întrebări. Toate nelămuririle voastre și toate sau majoritatea întrebărilor voastre, inclusiv cele pe care le-am întâlnit pe canalul meu, pleacă de la faptul că medicul, într-adevăr, nu v-a dat mai multe explicații în ceea ce privește utilizarea produsului. Și așa cum am mai spus de mai multe ori, 50% din eficiența unui tratament constă în corectitudinea utilizării. Așa că degeaba v-a prescris medicul un produs foarte bun, foarte eficient, dacă nu îl folosiți corect sau incomplet sau eu mai știu ce alte motive, ideea este că nu se folosește în totalitate conform menirii lui, s-ar putea ca și rezultatele fie să întârzie să apară, fie să nu apară deloc. Și atunci veți fi și voi dezamăgiți și cumva este un cerc vicios. So, haideți să încercăm să fim mai deschiși, atât noi către sau față de medicul nostru, cât și medicul să fie mai deschis către noi, să ne ofere mai multe informații. Însă, uneori, v-am mai explicat și în alt video, sunt noi, cei din domeniul, nu numai din domeniul medical, din fiecare specialistul într-un anumit domeniu, pentru el este atât de normal să facă sau să se întâmple un lucru, încât uneori nu realizează că pentru celălalt om, cel care nu cunoaște toate aceste informații, nu e atât de normal că trebuie să faci asta înainte să folosești produsul. De aceea, întrebați și vorbiți cu medicul. Bun, doi. Al doilea lucru pe care vă rog să îl faceți este să urmăriți cele două videouri pe care le-am făcut deja despre peroxidul de benzoil. Vă rog să faceți acest lucru pentru că, încă o dată, acolo veți găsi
câteva informații foarte utile legate atât de peroxidul de benzoil în general, care sunt avantajele lui, de ce se folosește, care sunt reacțiile adverse, cum se folosește DUAC, toate aceste informații le găsiți în acele două videouri. De aceea nici nu le abordez aici, aici vreau să abordez altceva, lucruri puțin mai specifice. Însă dacă nu cunoașteți partea generală, partea de bază, vă va fi foarte greu să aplicați lucrurile specifice despre care vorbesc eu aici. Și al treilea lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă adaptați rutina. Ce înseamnă asta? Înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, vă readuc aminte faptul că DUAC gel este un tratament medicamentos. Asta înseamnă că nu îți stopezi absolut orice alt produs pe care l-ai în rutină și folosești doar DUAC gel. Este ca și cum ai lua niște vitamine și ai spune nu mai am nevoie să mănânc, că oricum iau vitaminele astea și mi oferă ele tot ce am nevoie. Nu, nu este așa. Ceea ce trebuie să faceți în schimb este să vă adaptați puțin rutina la folosirea gelului DUAC, din cauza faptului că el într-adevăr are efecte adverse de care trebuie să ținem cont și care ne vor impacta într-un fel sau altul pielea. Și acum intrăm în detalii specifice. DUAC gel se aplică o dată pe zi. Sunt medici care îl recomandă chiar și de două ori pe zi pentru o anumită perioadă de timp dacă ei consideră că acneea respectivă chiar are nevoie de acel factor suplimentar antibacterian. Din punctul meu de vedere, în 90% din situații, o dată pe zi este suficient. Când o dată pe zi? Seara. Seara de cele mai multe ori, pentru că din mai multe motive. În primul rând, așa cum vă mai povesteam într-un alt video, vedeți, trebuie să urmăriți toate videourile, pe parcursul nopții pielea își dă un fel de reset. Este mai puțin stresată de factorii de mediu, asta înseamnă că și produsul cumva își va exercita efectul mai cu putere, să spunem așa. E un fel de metaforă, nu e chiar așa, nu stau chiar așa lucrurile, dar în general ăsta e unul dintre motive, că pe parcursul nopții își face efectul cumva mai bine produsul acesta. De asemenea, peroxidul de benzoil dă sensibilitate, fotosensibilitate, deci oricum trebuie să ne ferim de razele UV, iar clindamicina din produsul DUAC este ea în sine sensibilă la soare. Asta înseamnă că dacă intră în contact cu razele UV, se degradează mult mai repede, respectiv nu își va mai face efectul. Încă un motiv pentru care se folosește acest gel seara. Bineînțeles, doar aplicându-l seara pe ten, nu rezolvăm nimic. Primul lucru pe care trebuie să-l facem și indiferent de ce produs minune, tratament și ce vreți voi aveți în rutină, nu există să aplici un alt produs pe ten fără a-l curăța înainte. Dacă vă machiați, v-am mai spus, dacă vă machiați, un demachiant, ori uleios, ori bifazic care să dizolve machiajul, după care un gel, respectiv o cremă de curățare, care să îndepărteze murdăria de la nivelul pielii. În acest caz, vă recomand două produse care mie mi se par foarte eficiente. De la CeraVe vă recomand crema de spălare, da, aceea pentru ten uscat sensibil și nu gelul de spălare pentru ten normal gras, pentru că mi se pare mult mai blândă cu pielea. Și nu aveți nevoie, adică nu vă gândiți că dacă folosiți gelul de spălare, crema de spălare, pentru ten uscat, o să vă umpleți de sebum, pentru că nu este cazul. E doar o formă mai blândă, tocmai, fiind dedicată tenului uscat și sensibil. Sau puteți să-l folosiți liniștiți că nu o să se întâmple nimic rău. Și al doilea produs, la fel de eficient din punctul meu de vedere, este de la Ivaterm, Iva Hydra Plus, tot așa gelul de curățare. Un alt aspect de care să țineți cont atunci când folosiți DUAC gel, încercați să limitați foarte mult numărul de active pe care le puneți pe piele. În acest sens, chiar vă recomand să încercați să nu folosiți produse exfoliante chimic, adică produse cu alfa sau beta hidroxiacizi. Puteți să le folosiți în cazuri specifice, în rutina de dimineață și mult mai rar. Dar asta este iarăși o altă discuție mult mai specifică. Încercați, în general, să limitați cât mai mult activele. Iarăși, mulți dintre voi m-ați întrebat
dacă este ok să folosească și un alt produs împreună cu Duac Gel în rutina de seară. Iar răspunsul este da. Chiar din punctul meu de vedere vă recomand să folosiți încă un produs după Duac Gel, dar după o anumită perioadă după ce ați aplicat Duac Gel. Cam jumătate de oră, puteți și mai mult, puteți să vă faceți prima parte a rutinei imediat după ce ajungeți acasă, dacă știți că nu mai ieșiți din casă, iar seara, chiar înainte de culcare, să aplicați ultimul produs. Și acest ultim produs, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie o altă cremă care să aibă, din nou, prea multe principii active. Ar trebui să fie o cremă hidratantă, care să aducă necesarul apos la nivelul pielii, pentru că, așa cum v-am mai spus, Duac tinde să usuce și să deshidrateze pielea. Deci aveți nevoie de o cremă care să vină cu un necesar de hidratare suplimentar, sau dacă tenul vi se usucă foarte tare sau e foarte ușor sensibilizat, puteți folosi un ser uleios. Aici sunt mai multe steluțe. Eu sincer vă recomand din suflet uleiul reparator de la Essența Derm în acest caz. El fiind uleios, nu interacționează în niciun fel cu substanțele active din Duac, însă are capacitatea atât de a calma pielea, cât și reglează secreția de sebum, cât și aduce un oarecare grad de protecție la nivelul pielii. Sau, dacă nu vreți variantă uleioasă, așa cum este acesta, aș putea să vă recomand Aqua Gelul de la Aven, de exemplu, care este o formulă, așa cum îi spune și numele, de gel, care intră foarte repede în piele și îi aduce un oarecare grad de hidratare. Însă, personal, și asta chiar e un lucru foarte parțial în cazul meu, dacă pielea este deshidratată deja, nu sunt eu împăcată cu ideea de a folosi tot un gel la nivelul pielii ca să rehidrateze. Prefer o formulă apoasă mai lejeră, nu apoasă, o formulă cremoasă mai lejeră, dar nu neapărat gel. Însă sunt persoane care sunt super ok cu gelurile, sunt foarte mulțumite, își fac efectul, de asta am zis, este doar o chestie mea personală. O altă întrebare care mi-a fost adresată de mai multe ori și pentru care nu găsesc o explicație, dar o abordez aici, este următoarea. Apparently, medicul dermatolog i-a comunicat persoanei respective că să nu aplice factori de protecție solară pe timpul zilei dacă folosește, dacă are acnee, pentru că factorul de protecție solară astupă porii. Nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni. Are un sâmbure de adevăr lucrul ăsta, și anume că acum 50 de ani, pe vremea când se făceau produse cu factori de protecție solară, se folosea într-adevăr foarte mult oxid de zinc, că era principalul constituent al produselor cu factori de protecție solară, și într-adevăr acela putea cumva să formeze un fel de mască la nivelul feței, e mult spus, ca stupăporii. Dar în secolul 21 în care trăim, credeți-mă, tehnologia din acest moment de fabricare a produselor cu factori de protecție solară este atât de avansată încât șansele să nimeriți peste un produs cu factori de protecție care să astupe porii sunt foarte mici. Cu atât mai mult cu cât apelați la un produs care și este dedicat persoanelor cu ten acneic sau persoanelor cu ten gras, în niciun caz acele produse nu vor astupa porii. Și credeți-mă că decât să vă treziți cu arsuri solare, și asta mă refer mai mult pe timpul verii decât iarna, că iarna nu e atât de grav, dar decât să vă treziți cu arsuri solare, cu pete, cu tot felul de situații, de la lipsa folosirii factorului de protecție solară, mai bine folosiți factori și astupă puțin porii, să spunem. Ceea ce nu e cazul. So, dragii mei, folosiți factori de protecție solară, nu stați pe gânduri. O altă întrebare destul de frecventă vine de la cei care spun că
au început să folosească DUAC și nu doar că nu au observat efectele benefice, cât le-a și fost destul de greu la nivelul tenului. Aici din nou fac apel către voi să vă uitați la videourile pe care le-am făcut deja despre peroxidul de benzoilă. Acolo veți afla, sau de acolo veți afla, și faptul că, odată, peroxidul de benzoil, da, are destul de multe reacții adverse, printre care reacția de arsură, usturime, uscăciune sunt destul de comune. Însă, ce trebuie să țineți cont este faptul că aceste reacții adverse, de cele mai multe ori, trec cam după 5-10 aplicări. Depinde de la persoană la persoană. Un alt lucru de care trebuie să țineți cont tot în acest caz este că efectele benefice, în cazul DUAC-ului cel puțin, apar după 2 până la 4 săptămâni. Deci, efectele adverse apar de la prima aplicare de cele mai multe ori. Sunt cazuri în care își apar după câteva aplicări consecutive, dar majoritatea apar după prima aplicare, iar efectele benefice după minim 2 săptămâni. Din nou, există și excepții. De aceea, nu vă lăsați descurajați de faptul că nu vedeți rezultate după prima aplicare, pentru că șansele sunt să nu le vedeți. Și este păcat să renunțați la acest tratament înainte ca el să apuce să-și facă efectul, pentru că s-ar putea chiar să vă ajute. Aveți puțină răbdare. Și pentru că toți suntem la capitolul ăsta, să știți și cealaltă parte a monedei. Producătorul zice în felul următor, că dacă după 6-8 săptămâni nu se vede niciun rezultat, atunci într-adevăr este indicat să opriți tratamentul cu DUAC și să încercați altă variantă. Însă, dragii mei, așteptați acele 6 săptămâni, pentru că fiecare dintre noi este diferit. La unii poate să reacționeze mai repede, la alții acționează mai târziu, dar încă o dată e păcat să renunțați la un tratament bun, care poate să-și facă efectul doar pentru că în primele 3-4 aplicări nu s-au văzut rezultatele. Și din nou, pe partea cealaltă de reacții adverse, folosiți o cremă calmantă, una dintre cele care mi se par mie cele mai eficiente în acest caz este cea de la Purito cu centela, varianta neparfumată. Este una dintre cremele care cred că v-ar ajuta foarte mult pe voi cei care vă confruntați cu partea aceasta de înroșire, mâncărime, iritare și așa mai departe. Și ce mai puteți face în acest caz ca să aibă pielea timp să se liniștească puțin mai mult, este să folosiți produsul o zi da și o zi nu. Adică dacă vedeți că după prima sau a doua aplicare vi se înroșește fața, vi se face nașpa, vă deranjează foarte, foarte tare și nu mai vreți să aplicați, simțiți că nu mai vreți să aplicați produsul ăla pe piele, este în regulă, faceți pauză o zi sau două și după aceea iarăși aplicați. Se va înroși și a doua oară, dar dacă aplicați puțin mai rar la început, pielea se va obișnui mai ușor cu produsul. Și tot la capitolul ăsta de reacții adverse, de faptul că pielea se înroșește foarte tare, această reacție, din punctul meu de vedere și este dovedită în atâtea cazuri cu oameni cu care am lucrat pe partea asta, este cauzată de o piele care are din start ceva probleme de barieră de protecție. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ați folosit atât de multe produse care nu au fost bune și nu au fost benefice pentru pielea voastră, încât pielea s-a subțiat foarte tare și da, este vorba și de voi cei care folosiți exfoliant în exces, bariera de protecție a pielii, aceea naturală, aproape că a dispărut. Pentru că, din nou, aveți o hipersecreție de sebum și vă doriți atât de mult să scăpați de sebum încât îndepărtați tot ce e și bun și rău acolo. Și este normal ca pielea fiind deja sensibilizată, deja traumatizată de alte produse pe care le-ați folosit, în momentul în care veniți și cu DUAC, care este, din nou, un tratament medicamentos, și l-aplicați pe piele, este normal ca reacția pielii să fie așa o zburlitură imensă, ca un câine din ăla care se simte în pericol și se face tot coamă pe spate. Pentru că pielea în momentul ăla zice, gata, nu mai pot, oprește-te. Așa că în cazul ăsta sfatul meu este să vă încercați să vă faceți o autoevaluare a pielii și să vedeți, să încercați dacă
dacă puteți și aveți răbdare, să aplicați produsul într-o zonă, să vedeți, sau într-o zonă mai mică, să vedeți cum reacționați și să, înainte să începeți tratamentul cu DUAC, ideal ar fi vreo 2-3 săptămâni să faceți un reset, să vă luați o rutină de reset a pielii, să puneți pe piele strictul necesar și doar creme cu ceramide, creme cu mai grase puțin, care să refacă stratul de protecție a pielii și după aceea să începeți tratamentul cu DUAC. Dar sunt foarte multe informații aici, știu că vă este și vouă greu și mie îmi este greu să vă ofer toate aceste informații. Este o muncă pe care eu o fac oricum, în particular în cadrul ședințelor de consiliere personalizată, însă este atât de multe informații și atât de mult de muncă încât nu o pot cuprinde pe toată într-un singur video, mai ales că încerc să-l fac cât mai concis și cât mai pe înțelesul vostru. O altă întrebare pe care am întâlnit-o foarte des este următoare. Am folosit DUAC, mi-a făcut foarte bine, l-am oprit și după, 3-6 luni, un an de zile, mi-a revenit acneea. Ce pot să fac? Puteți, răspunsul ar fi de început, că puteți să folosiți sau să reîncepeți folosirea produsului DUAC dacă în cazul vostru a fost eficient. Șansele ca acest produs să-și facă din nou efectul la modul bun sunt foarte mari, însă nu sunt 100%. Pentru că după o anumită perioadă de timp, de obicei nu atât de repede, 3-6 luni, dar într-un an de zile pielea se poate schimba. Poate acneea să revină pe alte cauze, mai puțin pe fond bacterian, ci să fie pe fond hormonal. Nu știu, zic și eu. Și atunci DUAC să nu își facă la fel de bine efectul. Însă nu strică să îl încercați să îl folosiți din nou și nu strică la fel de bine să vorbiți din nou cu un medic dermatolog care să poată să își dea seama dacă acneea pe care o aveți în acest moment se pretează la folosirea DUAC sau nu. Tot legat de perioada de folosire a produsului, din nou, producătorul recomandă o cură de 12 săptămâni. Iar după cele 12 săptămâni, undeva între 2 și 4 săptămâni de pauză, după care tratamentul poate fi reluat. De ce este importantă această pauză? Pentru că, așa cum am vorbit în videourile trecute, clindamicina este un antibiotic care dă rezistență bacteriană. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că la un moment dat este posibil ca bacteriile responsabile de acneea voastră să devină rezistente la clindamicină și atunci, bineînțeles, produsul nu va mai fi la fel de eficient. Și ultima întrebare pentru acest video, că așa cum v-am spus în multe, ar fi următoarea. Medicul mi-a recomandat să folosesc DUAC doar pe zonele în care am acnee. Este ok să fac acest lucru sau nu? Răspunsul este da, este ok. Mai ales în cazul persoanelor care suferă de o acnee, să zicem, nu foarte uniformă. De exemplu, în cazul meu, deși la mine nu este acnee bacteriană decât într-un procent foarte mic, dar eu nu am acnee pe toată fața așa, cumva uniform pusă. Îmi ies aici două coșuri, aici vreo trei, aici vreo două, aici iarăși mai ies și atunci pielea mea fiind și foarte pretențioasă și foarte sensibilă, în general am preferat ca aceste produse medicamentoase pe care le-am folosit să nu le aplic pe toată fața. Și le-am aplicat strict pe zona unde îmi ies coșurile. Puteți face acest lucru fără niciun fel de problemă, nu este absolut nimic rău în modul acesta de utilizare. Dar trebuie să țineți cont din nou de efectele adverse și de modul de folosire. Asta nu înseamnă că doar pentru că vă aplicați local, nu trebuie să țineți cont de acest lucru. E posibil și așa să ajungă pielea să se înroșească, cu siguranță nu atât de mult ca și atunci când aplicați pe toată pielea, dar tot vor exista niște reacții adverse. Și de asemenea, un lucru foarte important pe care am uitat să-l menționez, cantitatea. Dacă aplicați prea puțin DUAC, și aici mă refer și pe toată fața, e posibil să nu fie suficient pentru a-și exercita efectul antibacterian și keratoreducător și toate cele. Dacă aplicați prea mult, va crește
gradul de reacție adversă, dar nu vor crește beneficiile. Deci, foarte important, atenție la cantitate. Ok, sper din suflet că am reușit să vă ofer câteva informații valoroase, prețioase, care să vă ajute mai departe. Voi reveni și cu alte videouri în care voi aborda alte întrebări pe care le-am primit în legătură cu acest produs. Între timp, nu uitați să urmăriți cele două videouri despre care v-am vorbit și vă rog din suflet, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult. Înainte de a întreba ceva, urmăriți videoul respectiv până la capăt. De foarte multe ori întâlnesc întrebări din partea voastră la care răspunsul este în acel video. Pentru mine este un consum foarte mare de timp și de energie să vă răspund întrebărilor voastre, pentru că îmi doresc din suflet să vă ajut. Și de aceea încerc chiar să vă răspund tuturor la întrebări. Însă este și pentru mine foarte frustrant când vă ofer toate aceste informații și totuși voi nu aveți răbdare să urmăriți un video până la capăt. Și atunci câteodată mă întreb și eu dacă pe voi nu vă interesează și voi nu aveți acele 10 minute să le alocați pentru pielea voastră și pentru sănătatea voastră, de ce ar trebui să-mi bat eu capul și să mă simt eu prost în legătură cu chestia asta? Și în același timp nu pot. Nu pot să fiu rea, nu pot să fiu ceva de genul, na, descurcă-te că, eu știu, n-ai fost în stare să te uiți la video. Așa că rugămintea mea pentru voi asta este. Încercați să vizualizați tot video și să fiți atenți la ceea ce spun înainte de a pune întrebări, ca să mă ajutați și pe mine și să fie totul cât mai clar și pentru voi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată!